at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Să avem nevoie de jumătate de pachetel de drojdie. Deci dacă pachetelul are 25 de grame, noi punem jumătate. Îl sfârmăm așa puțin aici. O să punem o linguriță de zahăr. O linguriță de zahăr, așa. Vedeți? O să adăugăm puțină apă. Așa. Cam o treime din... Și apoi o să punem 2-3 linguri de făină. Amestecăm mai întâi ca să se topească drojdia. Așa. Apa este călduță ca să se activeze drojdia. Dacă o punem fierbinte, drojdia moare. Și dacă este rece, nu se activează. Dacă este prea rece. Așa. Am topit drojdia și acum o să punem una, două linguri de făină. Așa. Ca să avem așa ca o smântânică mai nici prea groasă, dar nici subțire. Așa, mai punem încă o lingură. Așa, punem așa câte puțin. Cred că este de ajuns. Și amestecăm. În momentul când am obținut această smântânică de drojdie, făină cu drojdie, cu zahăr, o acoperim și o lăsăm să își dubleze volumul. Așteptăm să se activeze drojdia noastră. Așa. Ia uitați. Vedeți? Cam așa. Acum o să dăm, o să acoperim. Acoperim. Și lăsăm ca drojdia să se activeze, să-și dubleze volumul. Maiaua noastră a crescut. Uitați ce frumoasă este. Maiaua a crescut și acum adăugăm făină, o adăugăm treptat. O să adăugăm o parte din făină. Așa. Acum adăugăm și o linguriță rasă de sare. Așa. Adăugăm un ou. Adăugăm untura. Apa.
amestecăm. Uleiul adăugăm treptat. Așa. Punem și puțin ulei. Așa. Amestecăm așa bine. Apoi adăugăm făină. Am spus, făina o adăugăm așa treptat, treptat. Și dacă mai este necesar, mai adăugăm puțină. Acum depinde de făină, cum este, mai uscată, mai umedă. Și de aceea o adăugăm puțin, câte puțin. Așa. Amestecăm bine. Așa. Am amestecat așa bine toate ingredientele. Acum adăugăm făină. Amestecăm. Mai adăugăm făină și apoi o să frământăm cu mâna. Deci o să frământăm cu mâna. Așa, scoatem paleta. Scoatem paleta și o să frământăm cu mâna. Și începem încet, încet, adăugăm și restul de făină care ne-a rămas. Așa. Și frământăm cu mâna până obținem un aluat potrivit, elastic, potrivit de tare. Așa. Așa. Am adăugat și restul de făină și frământăm și adăugăm puțin câte puțin și din ulei. Așa. Și frământăm până o să încorporăm bine tot uleiul și o să avem un aluat elastic. Așa. Vedeți că prinde formă, așa, și acum adăugăm puțin ulei. Și frământăm cu ulei până îl terminăm, până terminăm tot uleiul. Așa. Am incorporat tot uleiul, aluatul este gata. Îl punem așa aici și lăsăm să acoperim și lăsăm să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut. Ia uitați-l. Așa. Vedeți? O să-l punem pe masa de lucru. Așa, presurăm puțină făină
Și punem aluatul nostru aici. Uitați-l. Așa. Și acum îl împăturim. Și o să-l împărțim. Aici avem un cântar. Aluatul nostru are 872 de grame. Așa, și o să-l împărțim și o să facem de 140 de grame. Ia să cântărim, să vedem. 120. Și o să facem de 104. Așa. Și le facem și le facem pe toate. Punem totul aici. Și tăiem și le facem pe toate. 140. Așa, mi-au ieșit 2, 4, 6, 6 porții. Mi-a rămas această bucățică. Fiecare are 140 de grame. Și acum fiecare o luăm și o... Așa, o întoarcem. Așa. Și o așezăm așa aici. Și luăm alta. Așa. Și o întindem și pe ultima. Deci cum v-am arătat așa. Întindem așa. Și acum luăm. Și tragem de desubt. Așa. Așa, să ținem așa în mână. Și cu mișcări circulare, așa, îi dăm formă. Și acum, le-am făcut, începem să întindem ca să facem șuvițele. Așa. Așa. Și o luăm pe prima și o întindem. Și o facem așa lungă. O așezăm așa aici, o luăm pe a doua și o întindem. Așa. Și le punem așa una lângă cealaltă. Pe a treia. Așa, și o întindem și pe ultima. Acestea sunt. Acum luăm de la capăt și întindem. Le punem așa aici. Pe toate. Și întindem. Și ne facem șuvițele. Așa, și întindem. Ne facem șuvițele. Și după aceea le împletim. Așa. Și acum începem. Încet, încet și răsucim. Așa. Și ne facem prima șuviță. Vedeți? Așa. Și aceasta este prima șuviță și așa le facem pe toate. Așa. Și o dăm deoparte. Și continuăm.
Și le facem pe toate așa. Așa. Așa, și întindem. Și după ce am întins, luăm și răsucim încet. Așa, întindem așa bine și răsucim. Ia uitați, așa. Avem aici șuvițele noastre. O să luăm pe prima și începem. Și ne facem șuvița și le așezăm pe toate aici în față. Așa, ca să ne facem pâinica noastră și o așezăm așa aici. O luăm pe a doua. Așa. Așezăm aici. Luăm pe a treia. Așa. O așezăm așa aici. Și așa avem șuvițele noastre, le așezăm așa, una lângă cealaltă, le unim așa. Așa. Acum o luăm pe aceasta și o ducem și o tragem pe aceasta în jos, în mijloc, așa aici. Așa. O luăm pe aceasta de aici și o ducem încoace și asta o tragem așa, ia uitați. Și așa facem cu fiecare. Așa. Așa. Asta este pâinica noastră, să o întoarcem și să strângem și așa bine și aici. Așa. Ne uitați, pâinica în plătitură în 6. Așa. Acum o punem pe tava noastră. Am pus pe tavă, aici avem un ou și cu puțin lapte, amestecăm și ungem bine. Apoi lăsăm la crescut și dăm la cuptor la 190 de grade, circa 40 de minute până este coaptă. Încercăm cu scobitoarea. Așa. Și ungem bine. Așa, am uns așa bine, bine. Așa.
marche. E metà ce fanno sete. Super, arată super, ia uitați. Așa. Așa, aici avem restul de aluat care ne-a rămas. Am făcut așa un o șuviță mică. Acum o să dăm prin ou. Așa. O să dăm așa bine prin cu ou. Peste tot. Așa. Și după ce am dat-o bine cu ou, o să pun puțin mac aici peste și am să trec șuvița noastră peste mac. Așa. Și o să o îmbrăcăm în mac. Așa. Să o îmbrăcăm așa bine în mac. Așa, și voi lua șuvița mea cu mac. O vedeți? Și am să o așez așa aici peste. Ia uitați. Doar așa într-o parte. Așa. Am să împing puțin așa aici, în interior. Așa. Și ce o să facem? O să tăiem. Așa. Și o să tăiem așa și o să facem... ca un spic. Așa. Și le întoarcem așa aici. Așa. Așa. Și ducem așa în... Ia uitați. Și acum, cu ou, o să punem aici peste... Așa. O să punem așa peste... Aici. Uitați ce minunăție. Și o lăsăm să crească. O lăsăm să crească și apoi o dăm la cuptor. O minunăție. O seară frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere. Vă pup, mulți pupici. I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive.